Tenismencele de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, Demian Ester și Alessia Sfârlea au obținut calificarea la Euro Mini Champ, cea mai importantă competiție continentală rezervată mini-cadeților. Cele două sportive antrenate de Victor Puie s-au clasat pe primele două locuri la Cupa Primăverii, desfășurată la finalul săptămânii trecute la Buzău, competiție ce a însemnat și criteriul de selecție pentru Euro Mini Champ. Rezultate foarte bune la Cupa Primăverii pentru tenismenele Demian Ester și Alessia Sfârlea, competiție ce a însemnat criteriul de selecție pentru Euro Mini Champ, cea mai importantă competiție de tenis de masă din Europa, rezervată categoriei de vârstă 11-12 ani. Cele două sportive antrenate de Victor Puie au avut o evoluție foarte bună la competiția desfășurată la finalul săptămânii trecute la Buzău, clasându-se pe primele două locuri la categoria 9-11 ani. La această categorie au fost și mai mulți reprezentanți participanți, până 45 de sportive din România. În faza grupelor, ambele reprezentante ale CSM Zalău s-au situat pe primul loc la final, cu 4 victorii din tot atâtea meciuri disputate. Demian a pierdut un singur set în cele 4 jocuri, în timp ce Sfârlea 2. În faza a doua competiției, unde s-au calificat cele mai bune 16 sportive, tenismenele au fost împărțite în 4 grupe, iar cele două zălăuanci au terminat grupa din care au făcut parte tot pe prima poziție. Demian a obținut doar victorii cu 3-0, în timp ce Sfârlea a pierdut 3 seturi. Cele 8 sportive calificate în sferturile de finală au fost împărțite în două grupe, primele două din fiecare grupă calificându-se în semifinalele categoriei. Demian Ester și Alessia Sfârlea au evoluat în aceeași grupă, Sfârlea terminând pe primul loc, iar Demian pe poziția secundă. Partida directă dintre cele două sportive s-a încheiat cu victoria Alessiei Sfârlea, care s-a impus cu 3-2. În grupa finală, cele două tenismene pregătite de Victor Puie au făcut schimb de locuri, Demian câștigând Cupa Primăverii la categoria 9-11 ani, în timp ce Sfârlea s-a clasat pe poziția secundă. Dacă pentru Alessia Sfârlea, tenismene din Oradea transferat anul trecut la CSM Zalău, va fi prima prezență într-o astfel de competiție, Demian Ester a participat și anul trecut la Euro Mini Champ.